O nouă expoziție de pictură intitulată Izvorul Lumină din Lumină va fi vernisată joi la Centrul de Cultură și Art al județului Sălaj, ca parte a evenimentelor desfășurate în cadrul festivalului Muza Fest 2018. La acest eveniment cultural vor expune lucrări de pictură și copiii de la Complexul de Servicii Sociale din Jibou, dar și elevii liceului Iona Grbiceanu, tot din Jibou. Centrul de Cultură și Art al județului Sălaj găzduiește joi, 18 octombrie, începând cu ora 18, la Galeria de Artă a Centrului, vernisajul expoziției Taberei Pictorilor Participanți la cea de-a 7-a ediție a Taberei de Pictură din cadrul Simpozionului Internațional de Arte Vizuale, intitulat Arta în Grădină, care s-a desfășurat în perioada 8-18 octombrie la Grădina Botanică Vasile Fati din Jibou. Întâlnirea va prilejui lansarea catalogului expoziției pictorului Horea Paștina, tipărit cu ocazia expoziției personale a autorului intitulată Lumină Lină, un catalog editat de editura Caiete Silvane din Zalău. Alături de artiștii profesioniști, într-o altă expoziție intitulată Orga Culorilor Toamna, vor expune lucrări de pictură copiii de la Complexul de Servicii Sociale din Jibou și elevii liceului Iona Grbiceanu din același oraș. Aceștia au fost coordonați de profesorul Vasile Cioca de la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, în cadrul atelierelor de pictură, o activitate convergentă a simpozionului. Aceste evenimente sunt incluse împreună cu expoziția Izvorul Lumină Lină a celor 9 pictori participanți la tabără în cadrul festivalului Muza Fest 2018.